Bun găsit tuturor, sunt Mihai Bucureșteanu și începând de astăzi vom discuta aici, la Day Life, în fiecare săptămână teme de interes atât din domeniul imobiliar și nu numai. Astăzi v-am alături de mine pe Adriana Gheorghe, marketing manager la portalul dezvoltatorimobiliar.ro și vom vorbi probabil despre cel mai inovator eveniment imobiliar al anului, Tior. Nu uitați că dacă aveți întrebări, curiozități sau vreți să ne transmiteți ceva, o puteți face în secțiunea de comentarii puțin mai jos. Așadar, Adriana, să începem cu începutul. Cum a luat naștere ideea unui târg imobiliar online? În primul rând, bună ziua tuturor! Ideea târgului imobiliar online român, pe scurt Tior, a pornit în urma sesizării noastre asupra comportamentului vizitatorilor de la noi de pe portal. Mai exact, am realizat un studiu de piață, Imo Research, iar acesta ne-a demonstrat faptul că 97% dintre români utilizează internetul atunci când sunt în căutarea unei locuințe. Așa ne-am gândit că putem veni în sprijinul celor interesați de achiziționarea unei locuințe și să oferim timp de 8 zile posibilitatea de a-și găsi locuința la care visează. Timp de 8 zile, mai exact când? Târgul are loc în perioada 1-8 martie, de mărțișor până de ziua mamei. Să presupunem că sunt în căutarea unei locuințe. De ce aș alege Tior, adică asta acasă în fotoliu, și nu aș merge la un târg clasic, nu știu, organizat în Piața Victoriei, la Palatul Parlamentului? Cred că răspunsul s-a putut regăsi în întrebare. De ce să nu stăm acasă, comozi, în loc să ne deplasăm până la un punct fix, să înfruntăm trafic, probleme cu parcarea și așa mai departe? Am mizat pe această comoditate și accesibilitate pentru că Tior este accesibil de pe orice dispozitiv, fie că este telefon, tabletă sau laptop. Atâta vreme cât device-ul este conectat la internet, poți urmări ofertele de case și apartamente, așa cum am spus, timp de 8 zile și poți afla cele mai actuale informații direct de la dezvoltatori. Că vorbeai de dezvoltatori imobiliari, cum au primit ei această idee a unui târg imobiliar online? Dezvoltatorii s-au dovedit a fi foarte entuziasmați de acest eveniment. Am luat legătura cu aceștia chiar înainte de lansarea oficială, iar primele standuri s-au ocupat din start. Ei au înțeles această orientare a clientului către online și-au dorit să fie prezenți la un astfel de eveniment, fiind și singurul de așa fel din țară. Și cum vor interacționa ei cu expozanții, cu clienții, cu vizitatorii târgului? Noi am transpus caracteristicile unui târg clasic pe o platformă online. Asta înseamnă că va exista și o interacțiune directă cu expozanții. Iar acest lucru se va întâmpla prin intermediul chat-ului. Vizitatorii contactează dezvoltatorii sau reprezentanții respectivelor ansambluri rezidențiale, iar ei răspund în timp real solicitărilor. La un târg clasic avem o adresă. Știm că trebuie să ajungem până la Palatul Parlamentului. Cum ajungem la Tior? Adresa noastră începe cu www.dezvoltatorimobiliar.ro/târgul imobiliar online român, dar avem și o scurtătură pentru adresa noastră, adresa târgului, iar acesta este www.tior.ro. Hai să vorbim puțin și despre tendințele din piața imobiliară. Ce preferă clienții? Ce tip de locuință? Apartamente, garsoniere, case, mai ales în ce zonă? Hai să vorbim despre București. În București, cel puțin în ultimul an, s-a observat o orientare a clienților către apartamentele cu două camere. Totodată, studiile noastre de piață ne-au demonstrat faptul că clienții sunt mai degrabă orientați către zone de centru, dacă ne referim la cei tineri, cu vârste până în 35 de ani, dar dacă ne referim la familii cu un sau doi copii, aceștia sunt orientați către casele din apropierea Bucureștiului. Și despre prețuri, o familie de tineri cât ar da pentru un apartament? O familie de tineri este dispusă să dea maxim 81.000 de euro, dar dacă ne referim la tineri, bugetul acestora a scăzut de la 60-70.000 de euro către aproximativ 50.000 de euro, chiar 40.000 de euro. Din ce am aflat eu, la Tior nu vor fi doar ansambluri rezidențiale, vor fi și
agenții imobiliare, dar și companii care se ocupă cu amenajările interioare, nu? Sigur, încercăm să extindem posibilitatea vizitatorului de a-și găsi atât locuința cât și modalitatea prin care și-o poate amenaja. Specialiștii sunt acolo să, să-i ajute și printr-un simplu click pot afla toate informațiile de care au nevoie. Aveți și un concurs? Avem și un concurs. Deja s-au înscris foarte mulți până în acest moment. Vor mai exista câteva extrageri, iar extragerea finală va culmina cu marele premiu oferit de către Elvila. Mai exact, o sufragerie complet mobilată. Și ce ar trebui să fac ca să intru în cursa pentru marea sufragerie? Pașii sunt foarte simpli, se desfășoară online. Asta înseamnă că presupune un comentariu la postarea lunară cu privire la eveniment. În comentariu trebuie să insereze codul pe care îl găsesc pe portalul dezvoltatorimobiliar.ro, cod care se găsește foarte simplu la o simplă accesare, mai ales să se aboneze la newsletterul dezvoltatorimobiliar.ro, pentru că doar așa pot afla cine este câștigătorul fiecarei etape, dar mai ales cine este câștigătorul final. Și să nu uite de like și pentru pagina Tior și dezvoltatorimobiliar.ro. Câți vizitatori așteptați? Având în vedere bugetul estimat, aproximăm undeva la 200.000 de vizitatori. Este un număr pe care nu l-am putea compara cu evenimentele clasice și vorbim totodată de un public targetat, deci dezvoltatorii vor avea parte în special de cei care cu adevărat sunt interesați de achiziționarea unei locuințe. Hai să mai recapitulăm încă o dată. Din ce orașe provin ansamble rezidențiale? Ansamblurile rezidențiale sunt atât din București și din Ilfov, cât și din țară, din Brașov, Cluj, Sibiu. Nu ne-am rezumat la un singur oraș, ci la orașele importante din țară și care au cunoscut în ultima perioadă o dezvoltare foarte mare pe partea aceasta de locuințe rezidențiale. Și o ultimă întrebare, planul de viitor, ediția a doua? Sigur, după primul eveniment de acest fel din țară, avem în plan și cea de-a doua ediție, care sperăm că se va desfășura cât mai curând și va avea rezultatele pe care le așteptăm. Mulțumesc mult, Adriana, pentru timpul acordat. Vă mulțumesc și vouă că ați fost alături de noi. Până data viitoare, nu uitați, gândiți, informați-vă și alegeți cum trebuie.